Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetători. Etalare pentru aprilie, mai aproximativ, poate să fie și pentru restul primăverii. Știți, sper că știți de ce am întârziat, dacă nu știți, interesați-vă ca să nu gândiți negativ, că v-ar face bine să manifestați pozitivitate și nu negativitate. Haideți să vedem, da, situație în această perioadă. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător. Aprilie, mai aproximativ. Eh. 17, interesant. 17 reprezintă Barza. Bine, la noi Barza înseamnă ceva, dar în acest set de cărți reprezintă călătorii lungi, peste hotare. În tarot 17 înseamnă steaua, vindecare. Vedem ce legătură are. La capătul setului de cărți, 32, luna. 36, crucea. Poate vă vindecați de o pierdere, poate vă transformați, că transformarea înseamnă moarte și renaștere. Poate vă transformați. Unii dintre voi cred că așteptați niște vești. Unii dintre voi așteptați niște vești de la drum. Poate de la un bărbat cu care vreți stabilitate sau el vrea stabilitate cu voi. O energie masculină. Dar această energie masculină are mare durere de trecut, ar spune. Încă este marcat de o pierdere, de o pierdere. Poate să fie și financiară, poate să fie o moștenire. Hai să vedem energia voastră în această perioadă. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător. Poate bărbatul acela e de la drum, nu știu, la distanță. Energia voastră. Sunt multe. Energia voastră. Iar sunt multe. O singură carte, te rog. Energia voastră, săgetător, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător. Interesant. Apropo de vișudii, de comunicare a cuiva, a voastră ar trebui să fie. Oul negru. Transformați, am zis că sunteți într-o transformare. Sunteți într-o transformare. Din ce motiv, în ce context, poate că e mai veche, cu siguranță că poate să fie mai veche, dar aurul ăsta negru mi-atrage atenția în acest moment asupra negrului. Poate un doliu, poate e pierderea cuiva sau cineva drag a pierdut pe cineva. Și
trebuie să învețe să se transforme, să alchimizeze și din această tristețe să aducă lumina, să manifeste lumină, să se transforme exact steaua, varianta steaua despre care am vorbit. E o călătorie lungă de la întuneric către lumină, într-adevăr. De la tristețe la bucurie sau măcar la lumină, e o călătorie. Da, această transformare ține de recreația, reinventarea voastră. Eu asta simt. Oh, la capătul setului de cărți aveți hiena și vulturul și cobra. Aici, într-adevăr, sunt două semne de foc, cobra și hiena. Sper că nu sunteți voi. Ironici, sarcastici. Deși săgetătorii uneori au tendința asta. Uneori, știu, Arabela, nu-ți vine să crezi asta pentru că ai tu anumite planete în pești. Dar săgetătorii pot să fie sarcastici uneori. Sper că nu sunteți voi. Dacă aveți de-a face cu oameni care încearcă să domine, să aibă ultimul cuvânt și să-și ascundă dragostea. Interesant. Să-și ascundă dragostea prin manifestări strict sexuale și autoritare și ironice. Bănuiesc că aveți unii dintre voi sau unele dintre voi de vindecate asemenea personaje. Și nu doar de vindecat, de călătorii departe, apropo de barză. Călătoriți departe, manifestați altceva, recreați-vă, reinventați-vă. Hai să vedem despre Săgetător. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Săgetător. Aprilie, mai, aproximativ 2023. Temperanța. Varianta superioară a săgetătorilor. Nu toți săgetătorii sunt aici. Cei care ajung să se transforme, pentru că până la urmă săgetătorul este o jumătate animal, jumătate om, da? Este o creatură foarte complicată care și ea trebuie să se transforme. Aprilie, fi interesant, steaua, începeți cu steaua, 17-17. Frumos. Doamne ajută, 6 de monede a fost, la ce zodia mai fost? La Scorpion, în aceeași poziție. Poate unii aveți planete în Scorpion. 7 de cupe. Poate aveți Neptun în Săgetător, ca mine. Și moarte. Iar Venus în Scorpion, poate sunteți Scorpion cu planete în Săgetător. Ce-ar fi după aceasta? Moartea diavolului. Măi, e ceva cu scorpionii. E ceva acolo. Căutați-vă harta astrologică. Ia uite, împăratul, diavolul și moartea. Și regina de spade. Mi-am permis să mă uit un pic mai mult. Și magicianul. Mi-am permis să mă uit un pic mai mult. Deși n-ar fi trebuit. Acestea le lăsăm așa. Într-un context. Veți manifesta ceva nou, clar. Acum vă vindecați. Acum vă rugați că tot e postul Paștelui. Acum vă puneți dorințele. Chiar dacă a trecut luna nouă, încă... Poate vă pregătiți pentru următoarea lună nouă. În fine. Steaua. Pe 17 poate se întâmplă ceva. O să vedem exact ce înseamnă, adică mai clarificăm. Dar e o chestiune cu 17. Sperați că vi se echilibrează viața și financiar și poate chiar familiar, aș spune. Poate și profesional. E o speranță?
Dar încercați să transformați această speranță într-o manifestare. Pentru că dacă doar visați cu șapte de cupe și steaua la această echilibrare, intrați într-o zonă negativă. Nu uitați că aveți, unii dintre voi aveți Neptun în săgetător și chiar dacă nu aveți, Neptun în pești face quadratură cu niște planete din săgetător și nu e chiar confortabilă quadratura cu Neptun, nici conjuncția, nici quadratura, nici nimic cu Neptun. Se creează niște iluzii, niște tendințe toxice cu acest diavol. Însă, dacă cineva într-adevăr cu opțiuni v-a pus într-o situație neplăcută, ei având alte responsabilități, poziții sociale, repet, vă vindecați. Știu că poate spun același lucru de mult timp, în diferite variante, dar vindecarea durează și transformarea și multe lucruri durează. Adică lucrurile care sunt profunde și care sau mai bine zis care creează consistență. Acestea durează. Ați văzut că am scos în continuare după această moarte, moartea diavolului. Transformați fricile, obsesiile, este minunat. Cei care ați început acest proces de vindecare, mai de mult veți vedea rezultatele eliberării. Veți avea o rațiune cu regina de spade? Ideal, aș spune. Dacă pot să spun rațiune ideală, pentru că rațiunea fără imaginație. Ideea este că veți tăia stringurile de această energie toxică care încă mai atârnă. Pentru unele doamne poate să fie chiar un bărbat. Voi priviți la el și el privește la altcineva. Acela probabil nu s-a transformat, voi vă transformați. Și mergeți către manifestare. Cu magicianul și regina de spade, aș putea spune că există ceva marcaj în zodia gemenilor, dar e zodia opusă vouă, dar vedeți în ce context. Acest zodia gemenilor. Corespunde cu voi. Ideea este că manifestați ceva nou. Poate nu chiar acum în aprilie, mai încolo. Dar am spus și repet, transformarea durează ca să te ia stringurile de persoana dominatoare, autoritară. Și iar dacă nu energia voastră, poate energia altei persoane, poate voi deja v-ați eliberat doamnelor sau energiilor feminine care sunteți deja pe cale să vă ridicați deasupra lucrurilor sau, da, telurice, voi deja ați marcat eliberarea. Ei încă, probabil că mai trebuie și așteptați vești. Sau veți primi ceva vești. Posibil, acest personaj încă trebuie să se transforme. Vedeți, este la un mormânt, e energie masculină. Încă. E o pasiune, e o tendință, poate instinctuală. Ia uite cu acest simbol falic. Dați niște tendințe instinctuale de care încă nu s-a eliberat. Ia uitați. Dorința de a domina, de a avea. E o mașinărie în acest personaj. Știu că sună ciudat, dar pentru unii pot să spun că ați avut sau aveți de-a face cu un personaj care e într-un mediu masonic. Însă, repet, vă eliberați, stăia stringurile cu regina de spade, nu musai acum, dar în curând, în curând,
și veți manifesta un nou parteneriat. Vedeți, aici este un mister cine o invită pe această minunată ființă pură, rațională, vindecată, strălucitoare, inspirantă. Cine o invită în acest nou parteneriat? Un magician, da? Vorbim, nu musai codificat, metaforic. Un personaj. Sau o energie, sau o idee a voastră. Veți să manifestați ceva și va fi. Ceea ce vă doriți va veni la un moment dat. Dați-vă timp. Mai rugați-vă un pic, că tot e postul Paștelui, țineți post. Că tot am văzut temperanța, curățați-vă energetic, sunt multe lucruri de făcut. Dar arată bine. Am vorbit mai mult de viitor și mai puțin despre prezent. Deși prezentul începe cu această stea și s-a confirmat de două ori. Repet, vindecare, rugăciune, speranță, proiectare în viitor, anticipați sau încercați să vedeți, faceți-vă o cum e, vision board, o tablouț, ceva în care vă puneți, eu știu ce vreți să manifestați, idei, cuvinte, imagini. Dar hai să vedem ce înseamnă acești 6 de monede și 7 de cupe. Da, vedeți? Eliberare. 8 de cupe la capătul setului de cărți. Eliberare de lucrurile care nu vă mai reprezintă, nu vă fac bine. Da, și mergeți înspre echilibru. Înspre echilibru cu justiția și faetonul. Cu rapiditate, poate într-un mod neașteptat, veți comunica cu cineva și această comunicare cu cavalerul de spade, comunicarea aceasta vă va inspira să vă redirecționați înspre. Contracte echilibrate, o energie a voastră echilibrată, regina de bute, puteți să fiți voi echilibrate, vindecate de conflictele pe care le-ați trăit în preajma cuiva. Nu, tu luați la zero. Da, într-un mod neașteptat, veți spune și voi granițe. Cam chestia asta cu granițele personale e a treia etalare care îmi atrage atenția că sunteți o serie dintre voi care începe să puneți granițe personale în fața energiilor toxice și e bine. Că până acum mulți tot sperați că o să fie bine. Că o să... Ia uite, steaua, iar a treia oară, 17, vă vindecați. Tu-i de cupe. Vindecarea voastră atrage un suflet pereche. Ia uite, renașterea voastră. Vă atrage stabilitate și oameni stabili, aș spune. Ia uite, iar cavalerul de spade. Va fi o întâlnire neașteptată cu cineva care vine de la drum. Drum. Să mărturisească o dragoste eventual cu regina de cupe sau niște sentimente sau niște speranțe. Hai să și clarificăm steaua. Ce apare? 8 monede. Munciți că face bine. Munca face bine. Mens sana in corpore sano. Munciți. Dragii mei scorpion, că fără muncă nu face nimic. Hai să vedem soare, lună, venus, ascendent, nodul, nodul. A zis scorpion? Trebuia să zic săgetător, nu mai știu. Mai greșesc și eu. În fine, săgetător. Aprilie mai aproximativ. Interesant, 4 de băte și eremitul. Vreau să zic fecioară și berbec, leu, săgetător. Un personaj cu care ați avut casă sau un anume tip de relație
Cu acest personaj acum nu comunicați prea mult, aproape deloc. Ar putea să aibă legătură cu această energie toxică sau să fie altcineva. Deci avem berbec, leu, săgetător și fecioară, în mod special. Poate acest personaj cu marcaj în fecioară are probleme acasă cu cineva din zodie de foc. Vă dau mai multe variante. Casa lor, echilibru de până acum, se zdruncină. Și acest personaj trebuie să-și găsească, să-și regăsească, interesant, apropo de cale și de distanță, să-și regăsească, 22 aici calea, da? Să-și regăsească calea, lumina, într-un întuneric. Poate cineva pierde casa. Nu cred că sunteți voi. Iar este nouă, peste hotare, este casa nouă a lui Jupiter, călătorii peste hotare. Posibil acest personaj îl cunoașteți din copilărie sau aveți un trecut, dacă nu din copilărie, aveți un trecut cu acest personaj. Acest personaj ar vrea să înceapă ceva nou cu voi. Dar bine, sunt mesaje și mesaje pentru unii, pentru alții. Hai să clarificăm. Săgetător, soarele, mă vine să ascendent, mă vine nou în săgetător o dată, de două ori, de trei. Ce cad cărțile? Înainte să pun cartea, doi de monede invers. Dacă până acum n-a știut ce să faceți, ce să abordați, a fost între două joburi, două situații, oarecum dezechilibrați financiar, poate acel dezechilibru financiar va produce dezechilibru emoțional, deja alegeți. Alegeți o cale. Alegeți o cale pe care vă cam hotărâți să duceți. Ia uite, zice. E o schimbare de direcție. Alegeți o cale. Sau poate cineva vă alege pe voi și vine să comunice. Gata, te-am ales, săgetătorule, săgetătoare. Unii dintre voi cu marcaj, stați să stați, că mai vin niște mesaje. Unii dintre voi cu marcaj, eu știu, marcaj mai special în harta voastră natală, nu toți, dar unii. Deja străluciți, deja inspirați oamenii. Însă, cred că aveți și voi în viața personală niște probleme de rezolvat. Să știți că nu toți cei care sunt în public și inspiră au chiar toate problemele acasă rezolvate sau financiar sau, eu știu, chiar traume din copilărie sau eu știu ce, da? Dar hai să mai vedem. Ia uite, magicianul iar. Manifestați, măi, manifestați. După o perioadă de așteptare, de precauție, de calcul. Ia uite, 6 și 7 de monede. Manifestați ceva nou. Ridicarea din traume, din trădări, din durări, creșterea voastră spirituală, renaște un soi de Phoenix. Eu am văzut Phoenix acum. 9 de cupe, 5 de spade, regele de monede și moarte. Moarte și renaștere. Am vorbit despre această renaștere, da? Poate că vă gândiți, judecați spre moarte și renaștere. Raționați, vă lăsați și inspirați de intuiție, de, eu știu, îngeri. Însă, aici, iau-te, 9 de cupe și steaua. Sperați, sperați, uite, dacă săgetătorii nu speră, cine mai speră? A, peștii mai speră, că aici avem și zodia peștilor și vărsător. Cred că, în general, bine, sunt și excepții, dar acestea sunt zodiile cele mai vizionare, cele mai pline de speranță și de credință. Pești, vărsător și în acest context săgetător. Sperați, sperați, sperați. Și e bine. Concentrați-vă pe dragoste față de voi. Pentru că
Aici, aceste cărți nu cred că vă reprezintă pe voi, cred că reprezintă alte persoane care v-au pus în triunghiuri amoroase sau poate chiar v-au complicat contractele la locul de muncă. Dacă nu e triunghiul amoros, poate să fie un contract la locul de muncă. Cineva a încercat să pară mai mare, mai talentat, mai important într-un context, într-o colaborare, oameni cu ego. Și eu zic că vă vindecați de acești oameni, vă vindecați de acești egoiști, de acești... Unii chiar au încercat să iasă în evidență la locul de muncă, nu și așa văd. Sau poate chiar ucenici au încercat să iasă în evidență, într-un mod, aș spune, imatur. N-am altă... Imatur, egoist. Dar... Începem cu două cărți foarte puternice, speranță și vindecare și concentrare pe dragoste față de voi înșivă. Cu 5 de spade și cu 6 de monede, posibil aveți pe cineva cu marcaj în balanță sau în Venus și Taur, gemeni, nu știu. Aș spune balanță sau Taur. Aer și pământ. Dar sunt marcaje în harta cuiva, negative. Nu generalizăm zodiile, vă rog frumos. Sunt niște marcaje negative. Aveți aici niște oameni care vă invidiază la locul de muncă. Ieșiți în evidență și ei nu. Și pot să fie chiar ucenici, repet. 7 de cupe și regele de monede. Sper că nu visați voi la acest rege de monede, că dacă visați e ocupat. Lăsați-i pe ei să viseze la voi și voi să vă concentrați pe misiunea voastră, pe starea voastră de bine. Ați început cu niște cărți minunate și terminați cu niște cărți foarte intense. Dar nu că ar fi finalul acestei speranțe. Și aș spune că aceasta este viziunea de după, înțelegeți? Sperând, rugându-vă și concentrându-vă pe energiile pozitive, anticipați această renaștere în condițiile în care trebuie să puneți capăt unor situații toxice. Relația cu un personaj autoritar care are opțiuni, care creează confuzii, care... are niște ambiții ieșite din comun, posibil la locul de muncă sau nu. Dar eu așa văd, această judecată, de fapt, ați anticipat-o încă din această energie. Încă de când vă rugați. Inclusiv de acum, da? Ia uite, asul de cupe ce vine, o nouă dragoste, ia uite, și pasiune pentru voi. Iar tracochiul, da? Faceți-vă planuri. Dacă alții își fac planuri pentru voi, e problema lor. Dar voi faceți-vă planuri, sperați că se vor împlini aceste speranțe. La capătul setului de cărți, repet, magicianul. Investiți în relații echilibrate, investiți în grădina voastră și eliberați-vă de oameni dezechilibrați care cer. Sau care n-au timp de voi. Pentru că aici a fost o mare durere și o mare trădare, de care voi trebuie să vă... Iar din care trebuie să renașteți ca Phoenix. Uite, acum eu așa văd. Nu știu dacă și voi vedeți. Parcă această lună ar fi două aripi. Renașteți, dragii mei, renașteți. Nu mai știu prin ce a trecut Săgetătorul, că n-am mai făcut, am mai sărit niște zori în ultima vreme, dar sunt energii mai vechi care acum, repet, chiar dacă sunt plictisitoare, poate. Aceste cărți minunate cu care am început etalarea este confirmarea faptului că voi lucrați de ceva timp și deja simțiți. Chiar dacă treceți prin transformări, prin eliberări de oameni toxici, voi lucrați de mult timp, nu de ieri de azi. Hai să și clarificăm celelalte cărți. Ia uite, doi de... Cineva își face planuri să conducă lumea cu voi, glumesc. Să creați ceva împreună. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul, Săgetător.
Venus sau ascendent, nodul nord în săgetător. Aprilie, mai aproximativ. Poate să fie și mai mult. Nu contează. Ia uite, iar judecata, renașterea și zero. Frumos, frumos, frumos. Zece de monede. Dacă acum ați acum visați la o familie fericită, veți avea. Dacă acum visați la o afacere prosperă, veți avea. Poate că cineva visează să fie împreună cu voi și să aveți succes împreună. Ceva se va realiza pentru că va fi bine. Va fi bine, ia. Șapte de monede. În acest context toxic și dezechilibrat, aș spune că ați lucrat și vreți să plecați. Ia uite, ați luat moneda și ați plecat. Investiți în altceva. Nu mai vreți personajele despre care tocmai am vorbit mai devreme. Mare preot. Investiți în creșterea voastră spirituală. Poate unii dintre voi veți merge și veți plăti un ghid spiritual pentru că știți că... Sau veți face niște cursuri. Dar mie asta mi-atrage atenția. Unii dintre voi chiar veți merge la un ghid spiritual. Pentru că e o chestiune de transformare personală. Un coach, un trainer. Face parte din această transformare. Nu mai vreți oameni dominatori, nu mai vreți oameni toxici. Nu, nu, nu. Vreți să manifestați lucruri înțelepte. Și atunci căutați un ghid. Dar până la ghid, rugați-vă, că Marele Preot înseamnă și rugăciune. Și începeți cu rugăciune, terminați cu rugăciune și bine faceți. Că sunteți guvernați de Jupiter și Jupiter înseamnă și credință, da? Ia uite spre ce mergeți. Eliberându-vă, repet, pentru că asta mi arată cărțile, eliberându-vă de oamenii care v-au manipulat mental, poate chiar și financiar, v-au creat confuzii, oameni cu poziție, unii dintre ei... Sau poate, chiar dacă n-au avut poziție, au fost invidioși pe poziția voastră, eliberându-i. Nu arată 8 de cupe? A, nu avem aici 8 de cupe. Dar se vede cum plecați în acest context. 7 e casa 7-a a balanței, a balanței, a contractelor, a relațiilor, pe un anumit termen. În care pentru cu tare dau cu tare, da? Și închiriere și orice, da? Sunt relații. Acolo s-a muncit, nu mai vreți, ați muncit. Pare de domeniul trecutului, dar în viitor, deși e viitor, veți lua această monedă și veți alege, nu știu ce, experiență, ce-o fi. Un plus, un ban. Și veți investi în altceva. Interesant că acest personaj tânăr vine la un personaj mai în vârstă. Veți investi în creșterea voastră spirituală, repet. Poate vă duceți la cineva care vă ajută să vă găsiți relația perfectă, relația ideală și acolo, printre cursanți, nu știu, sunt multe variante. Poate la biserică unii dintre voi. Dar văd o relație, ia uite astfel de cupe iar. Măi, dar ce frumos! Ia uite, moarte și renaștere. Moarte, vă eliberați de lucrurile care v-au traumatizat. Și mergeți într-o nouă direcție, poate chiar într-un nou loc. Nu zic doar de job, într-un nou loc.
O nouă lume. Vă găsiți stabilitatea și dragostea dincolo de fricile pe care le-ați avut în relații. Unii dintre voi chiar ați avut niște frici. Știu că sună ciudat, dar chiar au fost. Și le veți descoperi în acest proces de vindecare. Au fost niște oameni care v-au manipulat emoțional, poate chiar și sexual. Poate chiar și financiar. Dar schimbați energia. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Înțelegeți că v-a fost frică de X, de Y, de aia, de aia, de altă. Deci veți vedea unde v-a fost frică și ce poate fi vindecat. Că v-a fost frică să nu aveți, eu știu ce, stabilitate. Sunt multe variante. Găsiți-le voi, nu eu. Eu v-am dat doar așa niște variante. Ideea este că nu mai vreți. Unii dintre voi refuzați o dragoste cu un personaj puternic. Pentru că vreți relații stabile, vreți relații echilibrate în care oamenii muncesc pentru echilibru, pentru, ia uite, pentru vindecare, pentru manifestarea dorințelor. Deci, nu știu, unii dintre voi veți refuza un personaj puternic. Eu asta văd. Ideea este că și voi, dar în alt context, ca și scorpionii, să zic, poate chiar și balanțe, nu mai știu exact ce la balanțe, vă transformați, lăsați durerile în urmă și mergeți către o nouă lume. Unii chiar ascensionați vibrațional, unii, nu toți. Dar chiar dacă nu ascensionați vibrațional, ieșind din situația toxică, dramatică chiar pentru unii, pur și simplu, nu am alt cuvânt decât renaștere. Unii dintre voi ați avut acasă un personaj toxic de care vă vindecați, obsedat de bani și de băutură, trebuie să dau și varianta asta, sfaturi pentru săgetători. Dacă aveți de-a face cu oameni de viață, vă rog frumos, nu ai amestecați cu ceea ce povestesc eu aici, pentru că nu mă conectez la deviați și la dezaxați. Da, eu vorbesc despre oameni normali. Ia uite, asta și faceți, nu știu de ce ar mai trebui, dar iluminați-vă, bucurați-vă de viață, sperați. Ce frumos, ia uitați ce frumos, țineți lumina în mână. Interesant, mergeți și luați lumina noaptea de Paști. Poate mie îmi dă foarte o stare excepțională să iau lumina noaptea de Paști. Ia uite, go for it, apropo, go for it. Mergeți după lumina și fiți o leacă modești. Să nu uitați să fiți modești. Aveți încredere, dar vi se confirmă că trebuie să aveți încredere că va fi bine. Și când veți da de acea dragoste astfel de cupe de două ori, da, temperați-vă un pic emoțiile că va fi va fi copleșitor. 2-2-2-2 magician. Ar putea să fie cu cineva, ar putea, sunt multe variante, dar da, o posibil cu cineva în semnul gemenilor, posibil. Alte mesaje pentru săgetători? Nu contează zodia, să știți. Ceea ce vedem, vedem planete, aspecte. Concentrați-vă pe energie, pe vindecare, pe renaștere, pe ce am zis mai devreme. Și va veni asul de cupe de două ori. Ați văzut? Dați în urmă, eventual. Mesaje pentru săgetători.
Și de ce apare acest vișudi? Asta e energia voastră. Comunicați. N-am văzut nimic legat de... De cât de magician învăța să comunicați în așa fel încât să manifestați. Asta e energie foarte puternică. Poate a trebuit să purtați obsidian, hematit, unii dintre voi. Mesaje de la înger pentru săcetători. Protejați pe cei pe care iubiți. Ok, numărul 10, am văzut mai devreme. Dați o nouă lume, o nouă lume. Vedeți? Încă mesaje. Îmi vine să strămân și la voi. Uf! Mesaje de la îngerași pentru săcetători. Ah, ce frumos! Îmbrățișați-vă emoțiile, dar calmați-vă un pic. Că va fi cu multă, multă duioșie și multe emoții. Dragoste adevărată. 30. Vezi? Măi. Vă veți întâlni. La ce sperați? Sperați în continuare că se va manifesta, dar trebuie să știți cum să lucrați și cu vișudi. Cu chakra 5 a comunicării, da? Ca să se manifeste. Ia uite, aveți încredere. Priviți la puterea voastră interioară, apropo 11 flăcări gemene, eventual, dar nu obligatoriu. Să știți că nu e așa o groză vie și cu flăcările gemene, stați calmi. Și dragostea îndură. Probabil că unii dintre voi ați îndurat și vreți o nouă dragoste în care nu mai îndurați atâta. Dar, apropo, citiți 1 Corinteni cu 13, că e foarte frumoasă. Nu e poezie, e o prezentare. Dragoste adevărată. O dragoste unică în această viață. O să vedeți magie, o să fie magică. Și ce a trăit o să fie doar așa. A fost un vis mai ciudat. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine. Ceau, ceau.